salut cu ocazia ultimului clip din acest playlist, Fizica pentru examene și concursuri, pentru că așa cum v-am mai anunțat, vreau să separ teoria de probleme. Așa că acest playlist va fi înlocuit de serii dedicate rezolvării problemelor și serii dedicate cursurilor, în primul rând, adică teoriei, pentru a asigura accesul mai simplu al fiecăruia la ceea ce îl interesează. În clipul de azi vom vorbi despre electricitate și să începem prin a încerca să răspundem la întrebarea de data trecută. Întrebarea era: cum putem controla un bec din două locuri? Adică cum îl putem aprinde sau stinge din două locuri diferite. Bineînțeles că dacă putem face asta cu un bec, putem face același lucru cu oricare alt aparat electric. Dar pentru a simplifica lucrurile, să vorbim despre un bec. Ca să răspund la această întrebare, trebuie să vă spun că există în tehnică două lucruri diferite cu ajutorul cărora putem aplica sau întrerupe tensiunea pe un circuit. Odată avem ceea ce se numește întrerupător. Întrerupătorul este un dispozitiv la care vin două fire și el poate să închidă circuitul, caz în care putem avea curent electric în circuit, circuitul închis, sau să deschidă circuitul și atunci nu mai putem avea curent electric în acel circuit. Deci asta este și asta poate să facă un întrerupător. Dar mai avem ceea ce se numește comutator. Un comutator comută, de aia se numește așa, tensiunea de pe un circuit pe altul sau de pe un conductor pe altul. Și din această cauză, la un comutator vin trei fire, trei conductoare, și comutatorul poate să comute tensiunea pe, să zicem, conductorul 1 sau pe conductorul 2. Așa cum am desenat eu, tensiunea este aplicată pe conductorul 1, dar dacă comutăm, atunci tensiunea va fi aplicată pe conductorul al doilea. Și asta face comutatorul. Din păcate, astăzi oamenii numesc și întrerupătorul tot comutator și păcat, pentru că dacă ar fi rămas cele două noțiuni separate, ar fi fost mai simplu de înțeles și am fi găsit mai ușor răspunsul la întrebare. Deci avem un întrerupător pe de o parte aici și aici avem un comutator. Și ca să putem obține ceea ce vrem, adică să controlăm becul din două locuri diferite, avem nevoie de comutatoare, de două comutatoare. Să vedem, deci, cum putem folosi comutatoarele pentru a rezolva problema noastră, adică să putem aprinde sau stinge becul din două locuri. Vă rog să priviți la desen. În locul A și în locul B avem câte un comutator, așa cum am spus. Ceea ce ne mai trebuie este un cablu cu două fire, un cablu bifilar. Avem nevoie de două conductoare între A și B. Tehnic, un cablu cu două fire. În restul circuitului e suficient un cablu, așa cum un conductor, așa cum se vede pe desen. Și acum, dacă atât comutatorul A cât și comutatorul B sunt în poziția 1, așa cum e pe desen, evident că becul funcționează, becul luminează, pentru că circuitul este închis. Dar indiferent de la care comutator voi schimba poziția pe 2, becul se stinge, pentru că deschid circuitul. Să zicem că am făcut acest lucru în A. Am schimbat comutatorul în poziția 2. Becul s-a stins, dar dacă mă duc acum în B și schimb și acolo comutatorul pe poziția B, becul se aprinde din nou, pentru că din nou circuitul este închis.
Și gândiți-vă, indiferent unde sunt, fie în A, fie în B, dacă schimb poziția comutatorului, se schimbă starea de funcționare a becului. Adică dacă era aprins, se stinge, iar dacă era stins, se aprinde. Adică se întâmplă exact ceea ce doream să se întâmple. Și deci, răspunsul la întrebare este că putem controla un bec sau oricare alt aparat electric din două locuri, folosind două comutatoare și un cablu bifilar, deci două conductoare între cele două comutatoare, așa cum vedeți pe desen. Să mergem mai departe. Să vedem textul problemei de azi. Un bec cu filament din Wolfram are puterea de 120 de W. Puterea este deci 120 de W și funcționează normal la tensiunea de 60 de V. Când becul se găsește în apă cu gheață, dacă se aplică la bornele lui o tensiune de 0,5 V, să notăm această tensiune cu U', atunci apare un curent de 200 de miliamperi. Să notăm această intensitate cu I', 200 de miliamperi înseamnă 0,2 amperi. Coeficientul termic al rezistivității Wolframului este alfa egal cu 4,5 ori 10 la minus 3 grad la minus 1. O să discutăm imediat de ce tocmai grad la minus 1. Și acum, ce temperatură are filamentul becului în timpul funcționării normale a acestuia? Deci, întâi trebuie să calculăm temperatura filamentului atunci când becul funcționează la valoarea nominală a tensiunii, adică la 60 de volți. Și apoi mai avem o întrebare, care este rezistența electrică maximă a acestui filament? Dacă știm că temperatura de topire a Wolframului este de aproximativ 3420. Deci mai avem aici temperatura de topire pentru Wolfram, 3420 grade Celsius și trebuie să calculăm rezistența maximă, R maxim. Să vedem cum putem calcula temperatura pe care o are filamentul acestui bec, filamentul de Wolfram, atunci când becul funcționează la tensiunea nominală de 60 de volți. Rezistivitatea unui metal variază cu temperatura după legea Rho este egal cu Rho 0 pe lângă 1 plus alfa T, unde Rho este rezistivitatea la temperatura T, Rho 0 este rezistivitatea la 0 grade Celsius, deci temperatura T aici în această formulă este exprimată în grade Celsius, și alfa este acest coeficient termic al rezistivității. Și acum pot să vă explic de ce unitatea de măsură a acestui coeficient este grad la minus 1. Pentru că produsul alfa T trebuie să se adune cu 1, ceea ce înseamnă că produsul alfa T nu trebuie să aibă dimensiune, adică nu trebuie să aibă unitate de măsură. Pentru că dacă ar avea, nu l-aș putea aduna cu 1. Nu pot să fac, de pildă, adunarea 1 plus 5 metri. Pot să fac 1 plus 5 sau 1 metru plus 5 metri, dar 1 plus 5 metri nu se poate face această adunare pentru că nu are sens. Și atunci, pentru că temperatura se exprimă în grade Celsius, alfa trebuie să se exprime, să se măsoare în 1 pe grad. Grad se simplifică și acest produs, alfa ori T, nu mai are dimensiune, nu mai are unitate de măsură, este doar un număr.
un număr care deci poate fi adunat cu 1. Bun, dacă ne amintim, formula rezistenței unui conductor de lungime L și de secțiune S, atunci putem merge mai departe. Formula respectivă spune că rezistența este rho ori L supra S, unde rho este rezistivitatea și depinde de metalul din care este confecționat conductorul respectiv, L este lungimea conductorului, iar S este area secțiunii conductorului, care de obicei este în formă de cerc, secțiunea respectivă. Există și altfel de conductoare care au secțiunea de altă formă, dar cele mai multe au secțiunea în formă de cerc și până la urmă forma nu are importanță, contează doar area acelei secțiuni. Acum, dacă înmulțim relația de sus și în stânga și în dreapta cu raportul LPS, obținem rho ori L supra S este egal cu rho 0 ori L supra S lângă 1 plus alfa T. Dar rho ori LPS este rezistența la temperatura T, iar rho 0 ori LPS este rezistența la 0 grade Celsius. Bine, se poate obiecta faptul că și lungimea și secțiunea se schimbă prin încălzirea conductorului pentru că avem fenomenul de dilatare termică. E adevărat. Dar raportul L supra S se schimbă atât de puțin față de cât se schimbă rezistivitatea odată cu temperatura, încât putem să neglijăm acea variație. Și atunci obținem următoarea relație. R, adică rezistența la temperatura T, este R0, adică rezistența la 0 grade Celsius, pe lângă 1 plus alfa ori T. Și acum, în această relație, se vede că dacă îl cunoaștem pe R, pe R0 și pe alfa, putem calcula temperatura. Asta vrem să facem. Vrem să vedem cât este temperatura filamentului în timpul funcționării normale a becului. Și pentru asta, repet, trebuie să știm rezistența becului, de fapt a filamentului, la cald în timpul funcționării, rezistența la 0 grade Celsius și coeficientul termic al rezistivității, pe care îl știm. Problema dă acest coeficient termic al rezistivității pentru Wolfram. Înseamnă că trebuie să vedem cum putem găsi rezistența becului la cald și rezistența becului la 0 grade Celsius. Datele problemei ne permit să calculăm aceste două rezistențe. Odată la cald, în timpul funcționării, pentru că știm tensiunea la care funcționează becul și puterea pe care o are atunci când aplicăm pe el această tensiune, putem folosi următoarea relație. Puterea este U pătrat supra R, din care rezultă că rezistența este U pătrat supra P, adică rezistența va fi 60 de volți ori 60 de volți supra 120 de vați. 60 se simplifică cu 120 și 60 împărțit la 2 este 30. Se poate arăta că volt pătrat supra watt este ohm, așa că obținem că rezistența la cald este 60 pe 2, 30 de ohmi. Și am găsit valoarea rezistenței la cald în timpul funcționării a filamentului. Dar la 0 grade Celsius. Problema spune că atunci când becul se găsește în apă cu gheață, adică atunci când are 0 grade, și deci și filamentul are 0 grade, dacă aplicăm o mică tensiune, 0,5 volți, de ce mică? Tocmai ca să nu încălzim filamentul. Aplicăm o tensiune mică ca să obținem un curent
cu intensitatea slabă, ca să nu încălzim filamentul, să rămână la 0 grade Celsius, atunci apare un curent de 0,2 amperi. Păi atunci putem calcula cu ajutorul legii lui Ohm rezistența filamentului la 0 grade Celsius. Și această rezistență, R0, va fi U' supra I'. Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. Adică va fi 0,5 pe 0,2, 5 pe 2, 2,5 ohmi. Și am găsit că rezistența filamentului la 0 grade Celsius este 2,5 ohmi. Și acum cunoaștem tot ce trebuie în relația de la care am început ca să calculăm temperatura. Să facem calculele. Am găsit, deci, că la 0 grade Celsius rezistența filamentului este 2,5 ohmi, iar atunci când funcționează la tensiunea de 60 de volți, rezistența lui este de 30 de ohmi. Așa că putem folosi relația dintre R și R0 ca să găsim temperatura. Întâi deschidem paranteza, R va fi R0 plus R0 alfa T și de aici rezultă că T este R minus R0 supra R0 ori alfa. Deci T va fi egal cu 30 minus 2,5, adică 27,5 ohmi, supra R0, 2,5 ohmi, înmulțit cu alfa, care are valoarea 4,5 ori 10 la minus 3 grad la minus 1, 4,5 ori 10 la minus 3 grad la minus 1. Ohm cu ohm se simplifică și avem că temperatura este 27,5 supra 2,5 ori 4,5, 2 ori 4,5 e 9 și 0,5 ori 4,5 este 2,25, 9 cu 2,25, 11,25 și totul ori 10 la a 3-a, pentru că am avut 10 la minus 3 la numitor, și pentru că am avut grad la minus 1 la numitor, înseamnă că am avut de fapt 1 pe 1 pe grad, adică avem grade Celsius. Grade Celsius. Ei, această fracție se poate amplifica cu 100 și o să avem 2750 supra 1125. Care se poate simplifica cu 25, cu 125. Și atunci aici voi avea de două ori 250 și din nou rămâne 250, deci 22. 125 în 1000 de 8 ori și mai rămâne 125, 22 pe 9. 22 pe 9 este 2,4 perioadă 4. Și pentru că avem aici înmulțit cu 10 la a 3-a grade Celsius, înseamnă că temperatura filamentului în timpul funcționării normale a becului este de aproximativ 2440 de grade Celsius. Dacă vi se pare mult, să știți că nu este mult. Wolframul a fost ales ca metal din care se confecționează filamentele becurilor, tocmai pentru că poate fi încălzit la asemenea temperaturi fără să se topească. Temperatura lui de topire este P
peste 3400 de grade Celsius, așa că la 2400 suntem cu 1000 de grade sub temperatura de topire a wolframului. A doua întrebare pe care ne pune problema este: ce rezistență maximă poate să aibă filamentul becului? De ce există o rezistență maximă? Pentru că există o temperatură la care filamentul se topește. Temperatură pe care problema ne-o dă. Deci nu putem încălzi filamentul oricât, pentru că la o anumită temperatură el se topește. Și când filamentul se topește, becul s-a ars. Nu se mai poate pune întrebarea ce temperatură are acum filamentul, pentru că filamentul s-a topit, a curs undeva în interiorul becului. Și atunci vom folosi aceeași relație, adică R este egal cu R0 pe lângă 1 plus alfa ori T, dar vom pune condiția ca această temperatură să fie cea mai mare posibilă, adică temperatura de topire. T indice top, temperatura de topire. Și atunci acest R va fi R maxim, rezistența maximă pe care o poate avea filamentul nostru. Să vedem cât este. R maxim va fi 2,5 ohm, este rezistența la 0 grade, pe lângă 1 plus alfa ori temperatura de topire 3420 de grade Celsius. Deci R maxim va fi 2,5 ohm pe lângă 1 plus 4,5 ori 10 la minus 3 A este alfa. Nu mai scriu unitatea de măsură pentru că grad la minus 1 de la alfa se simplifică cu grad de la temperatură. Rămâne un număr înmulțit cu 3420 și pentru că am aici o 10 la minus 3, relația se poate scrie 2,5 ohm pe lângă 1 plus 4,5 ori 3,42. 10 la minus 3 ori 3420 este 3,42. 4,5 înmulțit cu 3,42. Ei, dacă o să facem calculele, o să vedeți că obținem că rezistența maximă este aproximativ 40 de ohmi. Din calcul obținem un pic mai mult de 40, dar acea valoare pe care o obținem din calcul este o valoare, este o limită teoretică, pentru că niciun filament nu poate fi încălzit până la exact temperatura de topire a metalului din care este confecționat, pentru că niciun filament nu poate fi făcut în așa fel încât să aibă exact aceeași secțiune peste tot. Tehnic vorbind, este imposibil. El va avea porțiuni unde e mai subțire, va avea gâtuituri. Și acolo se va încălzi mai puternic și acolo se va topi înainte ca restul materialului să ajungă la temperatura de topire, ceea ce înseamnă că putem să calculăm doar o valoare aproximativă. Deci filamentul nostru are la 0 grade rezistența de 2,5 ohm, în timpul funcționării normale are rezistența de 30 de ohm și dacă îl tot încălzim, putem ajunge cu rezistența lui până la o valoare spre 40 de ohmi, care ar fi rezistența maximă a acestui filament. Și acum să trecem la partea de teorie, care este și legată de practică. În ultima parte a acestui material vreau să discutăm câteva lucruri legate de felul în care montăm într-un circuit ampermetru, respectiv voltmetrul, sau pe amândouă, pentru că este o
chestiune foarte importantă atât pentru rezolvarea problemelor, cât și pentru practică, din punct de vedere practic. Așa, după cum știm, sper cu toții, voltmetrul măsoară tensiunea între două puncte ale unui circuit. Asta înseamnă că dacă vreau să măsor tensiunea pe un rezistor, trebuie să leg voltmetrul în paralel cu rezistorul respectiv, adică în felul următor. Acesta este rezistorul R, iar voltmetrul trebuie legat, așa cum am spus, în paralel cu rezistorul. Și atunci el va măsura tensiunea între punctul A și B, între punctele A și B, adică de fapt va măsura tensiunea pe rezistorul R. Dar pentru aceasta el trebuie să aibă rezistența foarte mare. De ce? Pentru că tensiunea pe rezistorul R, U, este I ori R. Ori dacă voltmetrul nu are rezistența foarte mare, atunci o parte din curent, o parte însemnată din curent, dacă nu are rezistența foarte mare, va trece prin voltmetru. Și curentul care trece prin rezistor va scădea ca intensitate, ceea ce înseamnă că și tensiunea între punctele A și B va deveni mai mică. Adică, cu alte cuvinte, în momentul în care leg voltmetrul, tensiunea scade și voltmetrul meu îmi indică o tensiune mai mică decât era înainte să îl leg la porțiunea respectivă de circuit, adică are o măsurare cu eroare, dă eroare. Deci, voltmetrul trebuie să aibă o rezistență cât mai mare. Dacă are o rezistență foarte mare, care se apropie de infinit, adică nu mai trece aproape deloc curent prin el, atunci spunem că avem un voltmetru ideal. Cum este cu ampermetrul? Ampermetrul trebuie să măsoare intensitatea curentului care trece printr-un rezistor, să zicem, sau mai general, printr-o porțiune de circuit sau printr-un aparat electric. Asta înseamnă că el trebuie să fie legat în serie cu rezistorul despre care vorbim, adică în felul următor. Acesta este rezistorul R și în serie cu el montăm ampermetrul. Și atunci ampermetrul va măsura curentul care trece prin rezistor. Bine, de fapt el va măsura curentul care trece prin el, prin ampermetru, dar același curent trece și prin rezistor pentru că sunt legați în serie. Și la voltmetru puteam să spun același lucru. Voltmetru, de fapt, măsoară tensiunea între bornele lui, măsoară tensiunea pe el, pe voltmetru, dar fiind legat în paralel cu rezistorul R, tensiunea pe voltmetru este aceeași cu tensiunea pe rezistorul R. Dar să ne întoarcem la ampermetru. Pentru ca ampermetru să nu modifice intensitatea curentului, el trebuie să aibă rezistența cât mai mică. Dacă are rezistența măricică, atunci curentul I va scădea în momentul în care am pus și ampermetru în circuit și de fapt el nu va arăta o valoare corectă, va arăta o valoare mai mică. Curentul era mai mare când ampermetrul nu era acolo. Din această cauză, repet, rezistența ampermetrului trebuie să fie cât mai mică, iar dacă o putem aduce foarte aproape de zero, practic zero, atunci spunem că avem un ampermetru ideal. Deci, voltmetru se leagă în paralel cu porțiunea de circuit pe care vrem să vedem cât este tensiunea, cu rezistorul, iar ampermetrul se leagă în serie cu acesta, pentru că ampermetru trebuie să ne arate intensitatea curentului care trece prin rezistor. Dar dacă trebuie să le legăm în circuit pe amândouă, vrem să avem atât ampermetru cât și voltmetru. De ce? Pentru că dacă vom ști și intensitatea și tensiunea, atunci vom putea calcula valoarea rezistenței rezistorului. Deci, când vrem să facem așa ceva, trebuie să măsurăm simultan atât tensiunea cât și intensitatea. Cum legăm atunci cele două aparate? Dacă ne gândim un pic
ajungem la concluzia că în cazul în care vrem să montăm în circuit ambele aparate de măsură, adică atât un ampermetru cât și un voltmetru, avem de fapt două moduri de a lega aceste două aparate de măsură, și anume, așa cum vedeți în cele două desene. Le putem lega așa cum vedeți în primul desen sau așa cum vedeți în al doilea desen. Să nu uităm ce vrem să facem. Noi vrem să calculăm valoarea rezistenței porțiunii de circuit R, rezistorului R. Dar pentru aceasta avem nevoie de tensiunea pe rezistorul R și intensitatea prin rezistorul R. Și acum să vedem în cele două montaje ce măsoară fiecare aparat. În primul montaj, voltmetrul măsoară exact ceea ce trebuie. Măsoară tensiunea pe rezistorul R. Măsoară corect UR. În schimb, ampermetrul măsoară o intensitate mai mare decât intensitatea care trece prin rezistorul R. De ce? Pentru că aici am doi curenți. Am I indice R, care este cel care mă interesează, dar am și un curent prin voltmetru, I indice V. Iar curentul măsurat de ampermetru este suma acestor doi curenți, adică este IR plus I voltmetru. Ceea ce înseamnă că ampermetru în primul montaj arată o intensitate mai mare decât ar trebui. Voltmetrul, în schimb, arată exact ceea ce trebuie. Dar în al doilea. În al doilea montaj, ampermetrul arată exact ce trebuie, pentru că curentul I indice R este și curentul care trece prin ampermetru. Deci ampermetru îmi arată exact ceea ce vreau să știu, curentul prin rezistorul R. În schimb, voltmetrul îmi arată o tensiune mai mare decât tensiunea pe rezistorul R, pentru că tensiunea arătată de voltmetru este suma a două tensiuni, tensiunea pe rezistorul R plus tensiunea pe ampermetru. Adică este U indice R plus U indice A. Deci, în al doilea montaj, ampermetru arată exact ce trebuie, IR, dar voltmetru nu arată UR, ci arată o tensiune ceva mai mare. Ceea ce înseamnă că dacă aparatele de măsură nu sunt ideale, niciunul dintre montaje nu este perfect. Dar dacă aparatele de măsură sunt ideale, dacă aparatele de măsură sunt ideale, asta înseamnă că ampermetru are rezistența practic zero, voltmetru are rezistența practic infinită, atunci amândouă montajele sunt bune. În amândouă montajele, fiecare aparat de măsură arată exact ceea ce trebuie. Să vedem de ce. Pentru că dacă voltmetrul, deci vorbim despre primul montaj, are rezistența infinită, atunci I indice V este practic zero. Atunci dispare termenul acesta și curentul arătat de ampermetru devine egal cu curentul prin rezistor. Și atunci amândouă aparatele măsoară exact ceea ce vreau să știu. U indice R, respectiv I indice R. În al doilea montaj, dacă ampermetru are rezistența practic zero, atunci tensiunea pe ampermetru devine zero. Pentru că tensiunea este I înmulțit cu rezistența. Și dacă rezistența e zero, dacă n-am rezistență, n-am nici tensiune. Și atunci ampermetru măsoară exact ce trebuie IR și voltmetru măsoară exact ce trebuie, și anume U indice R, pentru că acest termen este zero. Deci, dacă aparatele de măsură sunt ideale, ambele montaje sunt bune. Ele sunt echivalente. De fiecare dată aparatele de măsură îmi vor da aceleași valori și voi găsi aceeași valoare pentru rezistorul R. Dar dacă aparatele nu sunt ideale, adică voltmetrul are o rezistență mare, dar nu aproape de infinit, ampermetrul are o rezistență mică, dar nu suficient de aproape de zero. În acest caz, pe care dintre aceste două montaje îl folosim ca să măsurăm valoarea rezistenței R? Depinde. Depinde
de rezistența aer. Și anume, primul montaj trebuie folosit atunci când avem rezistențe aer mici, iar al doilea, atunci când rezistența aer are o valoare mare. Să vedem de ce. Dacă rezistența aer este mică, atunci curentul prin voltmetru, pentru că voltmetru are rezistența mult mai mare decât rezistența aer, chiar dacă nu e aproape de infinit, dar e mult mai mare, înseamnă că IV, curentul prin voltmetru, va fi mult mai mic decât IR. Și atunci I indice A, adică curentul pe care mi-l arată ampermetru, devine aproximativ egal cu I indice R. Pentru că acest termen, IV, este mult mai mic decât IR. Și atunci, eroarea când fac calculul rezistenței este foarte mică, pentru că, repet, curentul indicat de ampermetru este aproape același cu curentul care trece prin rezistorul meu. Dacă, în schimb, rezistența este mare, atunci trebuie să folosim montajul al doilea, pentru că voltmetrul îmi arată aici suma celor două tensiuni, U indice R plus U indice A. Dar dacă rezistența R este mult mai mare decât rezistența ampermetrului, este mare, ori ampermetrul are, am spus, o rezistență mică, nu e chiar aproape de zero, dar este mică, atunci și tensiunea pe rezistorul R va fi mult mai mare decât tensiunea pe ampermetru. Și atunci U indice V devine aproximativ egal cu U indice R, pentru că, repet, acest termen este mult mai mic decât U indice R. Și din nou, eroarea va fi foarte mică atunci când facem calculele. Deci, dacă nu aveți aparate de măsură ideale, întâi trebuie să vă faceți o idee despre valoarea rezistenței pe care vreți să o măsurați. Dacă este o rezistență mică, atunci folosiți montajul întâi. Dacă este o rezistență mare, atunci folosiți montajul al doilea. Și cu aceasta s-a terminat și conținutul acestui clip. Sper să ne revedem cu ocazia celor care urmează. La revedere!